Salutare lume, eu sunt Alex. Sunt plictisit, frate, asta e a treia oară când încerc să înregistrez, mi se închide telefonul și din recording ăsta nu mai înregistrează după. Și da, nu poate să pune și el pauză. O să singur, trebuie să-i pun eu. Aoleu, e trist. E trist, dar e adevărat. În episoadele care am încercat să le fac, eram... În primul episod am făcut barca, am terminat-o, am plecat cu ea. În al doilea, așteptam să vină parca. Și acum, doar plecăm. Nu știu, face și pe insula cealaltă ce putem. Asta e tot. Asta e tot. Ne-a mărit baza, dar nu cu mult. De fapt, cu mult, dar totuși a fost din greșeală fixat cea când era o noapte roșie, deci e fără stres. Dar bine ați revenit la Legiunea Șarpelui Mov. Aici ar trebui să pun o melodie de aia, tan-tara-tan-tan, da, nu contește. Bine, deci noi suntem cu barca și am pornit. Am plecat de aici. Nu mai stăm. Nu o vedem distruge portarul al mare nici dacă vrem, nici dacă nu vrem. Nu ne interesează nimica. Aleu. Seria asta e cu ghinion. Mie îmi place seria. Chiar îmi place. Dar e cu ghinion. Mari. E pixelat, dar uitați ce fain arată. Mai am niște jocuri pixelate dacă vreți să le vedeți. Mai mult sunt de apărare, de defense, astea. Nu contează. Știu că primul episod al meu a fost cu pixel. A fost pixelat. Tricker Island. Da, fain. Încă mai am jocul. Fine, chiar nu. Dar mă gândeam să începem și cu o serie nouă. Plante vs. Zombie? Ceva? De genul? I don't know. Dar barca e aproape aici. În bază n-am făcut mare lucru. Dar barca și-a plecat. Ok. Seria asta am făcut un challenge care nu cred că îl vreau să mai fac vreodată. Cu oricum puteți să te omoare careva. Să fii full lemn. Aoleu, doar lemn, nu pot să fiu și piatră, tu? Nu? Bine, am înțeles. Mersi. Avem banii pregătiți să plecăm, deci, odată ce urcă builderii, plecăm. Ok. Am terminat challenge-ul. Ok. Ziua 14, vai, am plecat repede. Bine. Continuu, trece pe o insulă mai grea. Acum o să vină și din partea asta și din partea island. Bine, hai să încep. Începe construcția la baza noastră, nouă, mene. Mene, știi, mene, ce? Ne. Și ce ne doare pe nouă? Da, pe nouă. Bine, hai să începem. Știi, e ciudat să vedeți că începem tot de la zero, dar totuși de undeva trebuie să începem. Bine, acum direct mă duc să văd dacă e statuia. Dacă nu e, înseamnă că e ceva în regulă cu caracterul, nu știu. Șarpele, mă, pot să vă anula ori nu știu. Deci în direcția aceasta este asta... E statuia alcerilor? Alcerilor? De-aia v-ați auzit? Alcerilor? Vreau să țin spin pentru dacă văd un portal de ăsta aici sau dacă îmi țin de aia. Dar le pot lăsa bani. Statuia! Da, gata, putem pleca. Statuia aia e cea mai important lucru care îl putem avea. Holy Jesus, e bine! Dar în același timp este și rău.
Acum, ca să ne upgradăm mai bine, avem nevoie de mai mulți bani. Și avem nevoie să defrișăm. Am pentru bani. Eu văd binele în rău sau voi vedeți rău în bine? E, nu facem încă barca. Nu, abia am venit pe insulă, vedem cu ce se mănâncă insula. E, mersi. Vine noaptea, așa că va trebui să mergem în bază. Stai, baza noastră n-are ziduri. Oh, shit. Oh, shit. Dar avem arceri. Avem 6 arceri. Și partea asta e o zonă bună de vânat. Hai să vedem, parcă pe... Dacă e așa, înseamnă că trebuie să fie aici ceva nou. Haide. Nu, e portal. E portal, a fost lângă bază. Asta e o glumă. Asta e o glumă, seacă. E o glumă bună, nu? E portalul fix lângă bază. Stai, nu e chiar așa rău. Bine, deci... Deja i-a scos. Bine. Construiți. Da, l-am dat să construiască și apoi le dau să defișez de partea asta un picuț. Da, nu. Trebuie să fac asta, nu am ce face. Am nevoie de puțin loc de vânătoare și dacă vreau să măresc, am nevoie să am mai mult spațiu. Dar nu avem aproape de noi nimica. Avem decât portalul. E ciudat. Nu avem lângă noi niciun chem, nimica. Decât portalul ăsta inutil care va fi distrus. Un cufăr. E bine, bani. Hai să mai mergem. Abia aici e un chem, deci vă dați seama la cum vom face noi cu banii? Cum vom face noi aici? Și aici e portal mare. Vai frate, suntem prea aproape de ăștia. Suntem prea aproape. Deci partea cealaltă e pontonul și ar trebui să fie un portal acolo. Am dorit să scăpăm de asta. De lângă noi am dorit instant. Ăsta e primul care scăpăm. Că acum intră unul de la mare, ne face praf, ne face mulți direct. Aoleu. Care-i norocul nostru, nu? De fapt, nu, vă place să mă vedeți cu ghinion. Care-i norocul meu? Sunt cancerul. Asta-i fază. Asta-i norocul meu, sunt cancerul. Hai de capul meu. Bine. Și de ce am vrut să mai iau oameni? Arceri, vă fac instant pe toți. Și tu în partea asta. De cât timp filmez? 9 minute, hai că... La și 15 la astea, după 15 minute închid eu filmările. Bine, hai să mergem. Wow, nici măcar nu eram lângă tine. Ok.
Nu vreau să fac asta, dar e bine. Vedeți? Acum pot să upgradez. Asta. Trebuie să mai merge la explorat în partea asta. Deci în partea asta e ponton. E bine de știut. Dar mai trebuie să vedem dacă va fi ceva. Dacă mai e ceva. Da, cât e ceas? Eu. Deci în partea asta este un portal. Acum că s-a terminat, mai pot duce în partea asta cât vreau. Îmi place că nu se ia de trei dacă nu are bani, dar se ia când are bani. Adică, da, rău de tot. Ziua a treia. Și plouă. Nu, aici e statuia. Ar trebui să o fac. Eu sincer vorbind n-aș dori. Nu-și dori e des. Archerii sunt buni. Cu asta au mai mult. Au acuratețe perfectă. Dar nu prea aș dori. Fără. Oh shit. Vai, frate. Mă uit să văd dacă mai e altceva. Nu mai e nimica. Trebuie să ne întoarcem. Deci, portalul care e lângă bază, la trebuie să scăpăm primul, că apoi avem dispozibilitate la oameni. Un camp e abia aici, deci n-avem ce face. N-avem cum să-i luăm? Deloc? Loc, asta e o problemă asta. Și una mare. Cea mai mare problemă e asta. E problemă imensă faza asta. Trebuie să scăpăm mai întâi de ăla de acolo și apoi scăpăm de ăsta. Ăla mare. Până când ajung, durează. Durează destul de mult. E cea mai proastă insulă pe care am fost în viața mea. Eu sincer vorbesc. Vânătoarea nu ne ajută. Uite, nu ne mai ajută nimic pe insula asta. Da. De fapt, ne ajută că am găsit statuia. Vedem partea plină a paharului, nu-i așa? Am găsit statuia, suntem fericiți, nu? Greșit. Total greșit. Noi cu banii care avem, mai putem evolua zidul sau ăsta. Mă ajunge pe zid. Până când o să avem noi mai mult.
Face zidurile în ambele direcții. Și acum, din cauza că portalul acela a venit din partea asta, mă... Ia să mă uit, oamenii n-au ajuns. N-ajung la timp! Plătăm de dimineață și tot nu ajung la timp. Asta e o problemă gravă și imensă. Cu portalul ăsta de aproape. Ăsta s-a întors la camp. Aoleu, trebuie să aștepte să vină o lună roșie și apoi ne putem duce. Dar fac asta din cauza că o să fie prins pe drum. Și atunci mai fac mai puțin pa. Sunt mai aproape. Dar trebuie să ia de două ori, deci este rău. E urâtă insula. Dar ăsta e challenge-ul. Bine. Acum ne putem duce la piatră. Este bine, dar este și rău. Rău din cauza că nu o să mai avem bani. Și din cauza că o să apară lunile roșii mai des. Aoleu, lasă-mă. Lasă-mă în pace. Și bine, din cauza că avem mai multă protecție. Nu le mai dau încă o dată. Ok. Pleacă. Bine. Zidurile noastre sunt mai puternice, mai bune. Acum e treaba că n-avem destui oameni. Este trist, este și greu, dar trebuie să facem asta. Nu vreau să mai fac un arc! Oh. Vin? Ești pe acolo. Și-mi place că și-a merg, doar merg, nu? Nu-i interesat că vine, că sunt în spatele lor atât, că vin moși în spatele lor. Mă... Doar merg! Aole. Nu o să înregistrez, vă zic de acum, niciodată nu o să mă vedeți pe mine cu facecam. Până când o să am un birou mai bun. Deci stai. Dar... Asta e o poveste de altă dată. Vreau să vă spun asta că din cauza că am OBS-ul o să-mi dea opțiunea să filmez cu facecam sau fără facecam. Eu nu o să fiu cu facecam deloc. Nici să nu mă luați. Haide mă, luați-l. Mai e unul. Luați-l. Așa, e bine. Aici, fix lângă bază ai murit. Frumos. Lângă bază. Voi toți ați murit lângă bază. Tu ai avut distanță. Bine, așa mai strângem oameni. Trebuie să mai repet asta de câteva ori și cam atâta. Sper că v-a plăcut episodul. Nu știu dacă mai trebuie să mai continuăm. Noaptea, în seara aceasta este noaptea roșie, așa că vă mulțumesc că ați fost cu mine. La revedere!